Pentru prima dată în ultimii 6 ani, nu a reușit să găsesc un motiv de a renunța la modelul curent pentru ultima lor lansare, adică 6S pentru 7. Din păcate, e din ce în ce mai evident că the next big thing a devenit same old shit. Voi trece prin ce e nou, ce înseamnă el ca telefon, iar din cutie nu voi menționa decât adaptorul jack to lightning, pentru că e prima dată când există așa ceva inclus. Și da, ciudat, l-au inclus gratuit. Prețul plătit? Probabil carcasa din plastic în care veneau căștile. N-o mai avem, dar avem căști cu mufă lightning, nu jack. Dacă cineva ar zice că în fața noastră e un 6S, cu care cei de la Apple au fost puțin mai atenți, eu aș fi ultimul om care l-ar numi nebun. Au scos probabil cea mai populară culoare, Space Gray, și au introdus Jet Black și Black. De regulă, negru arată bine pe orice, deci faptul că au renunțat la Space Gray e posibil să nu atârne atât de greu pe termen lung. Capacitate de 32, 128 și 256 de GB. De ce nu au făcut minimul de 64 și s-au gândit că treaba cu 256 e mai bună? Nu știu. Măcar am scăpat de 16 GB ca variantă de bază. Butonul Home nu mai este unul fizic, e fix. Confirmarea faptului că l-ai apăsat vine cu ajutorul unui motor taptic cu 3 nivele de intensitate din care poți alege. Nu e o idee rea, dar nici un factor determinant în decizia de a-l cumpăra. Benzile antenelor de pe spate sunt mai discrete. Apple se pare că a ținut cont. Nu vine să cred totuși că lumea vorbește despre asta ca fiind o îmbunătățire. Aceeași rezoluție a display-ului, 1334x750, aproximativ 326 de pixel pe inch. Ecranul însă este cu 25% mai luminos. Într-adevăr, un lucru bun, dar așteptăm un display AMOLED. Camera principală puțin îmbunătățită, cu același număr de megapixeli, 12. Și uite așa, un lucru cu care cândva dominau piața, a ajuns să fie oarecum mediocru. Vorbim totuși de un telefon extrem de scump, deci nu-l compar decât cu telefoanele care stau pe aceeași treaptă ca preț. Da, camera putea fi mai bună, oricât ar fi de îmbunătățită față de 6S. Putea fi mai bună pentru simplul fapt că suntem în 2017. Acum are stabilizare optică a imaginii. Oricât de important e acest lucru, ar fi fost normal să primim asta în 2014. Exista tehnologia Vezi 6 Plus. Au inclus-o pentru că, de data asta, mă gândesc că nu mai aveau absolut niciun argument să ne mai sară încă un an. Blitzul e quad LED, iar acest lucru e ușor irelevant. O cameră frontală de 7 megapixeli și nu aplaudă nimeni. Poate că ar trebui. Acum două generații aveam 1,2 megapixeli, iar prețul era la fel de mare. Sunt perfect conștient de faptul că țin în mână probabil unul dintre cele mai bune 3 telefoane din lume la categoria lui, dar consider că putea să fie mult mai bun de atât. Apple are prostul obicei să seteze niște așteptări foarte mari, iar în momentul lansării să primim aproape jumătate din lucrurile promise. Celelalte branduri au câștigat teren rapid în ultimii ani și la foarte multe capitole vechiul lor e de fapt noul nostru. Jack-ul audio. Ok, l-au scos. Sunt două variante. Fie au făcut ceva revoluționar în schimb, nu, ori e doar dorința lor de a fi din nou primii și au riscat cu o decizie care nu îi va face decât să se împiedice de fiecare dată când nu ai adaptorul jack la tine și vrei să asculti muzică la o pereche de căști normal. Poate e nevoie să încarci și telefonul. Acum ai un singur port să le faci pe toate. Fără căști, ai ocazia să beneficiezi de un sunet mai bun decât pe modelul precedent. Boxe stereo. Nu sunt amândouă în partea de jos, cum ne-am fi așteptat, a doua este inclusă cumva la difuzor. Să zicem că telefonul ajustează destul de bine sunetul în încercarea de a oferi un efect stereo echilibrat. Benzi LTE cu o viteză maximă de download de până la 450 de mega pe secundă față de 300 la 6S și 150 la 6. Intern tot 2 GB memorie RAM, dar cu un procesor nou A10 Fusion Quad Core. Aici respect pentru că respectul se impune, împreună cu un prietenesc, bă băieți, era cazul. Zic ei, de două ori mai rapid decât procesorul de pe iPhone 6 și mult mai îngăduitor cu bateria, care nu poate fi încărcată wireless și nu suportă fast charging. Dacă de fast charging m-aș lipsi, încărcarea wireless putea fi inclusă cu ușurință. Au adăugat doar 245 de mAh bateriei pe care o aveam deja. Asta duce capacitatea la 1960 total. Când tragi linie, ai o baterie cu autonomie mai mare, dar în esență, acest lucru vine datorită noului procesor, care, deși e mai puternic, e foarte eficient.
adăugăm certificare IP67, protecție împotriva particulelor de praf și rezistent la apă de până la 1 metru. Cu toate astea, Apple nu recomandă să intri cu el în piscină. De notat că eventualele daune cauzate de apă nu sunt acoperite de garanții. Mă miră asta? Nu. Ce avem în final? Luat ca atare, un telefon foarte bun. Luat prin comparație, e greu de el. Acum, mi-e imposibil să nu subliniez evidentul, oricât de bine ar sta la capitolul performanță. Se vede că este un produs de calitate, dar pentru mine, designul e pur și simplu dezamăgitor. Aproape același telefon lansat 3 ani la rând. Ochiul e păcălit aici doar de noua culoare. Aș fi putut să-l prezint ca și cum Zeus l-ar fi scăpat intenționat din mână doar să ne facă nouă muritorilor un bine. Nu pot să fac asta. Nu merit. Din simplul motiv că modelul dinaintea lui nu are cifra 4 lângă S, ci 6. Cam asta e părerea mea. Problema e că părerea mea o știu, sunt curios de a voastră, așa că nu ezitați să lăsați un comentariu. Vă mulțumesc, ne vedem în curând!